Pentru că sunteți deja ridicați, aș vrea să citim un cuvânt din Scripturi. Și m-am bucurat ieri dimineață și aseară, dar în special ieri dimineață am rămas surprins când fratele păstor spunea să deschidem Biblia, cât de multe Biblii a văzut aici la Elim deschise. Noi, în generația aceasta, suntem tentați să ne uităm mai mult pe pereți. Și am observat la bisericile noastre și chiar la noi la biserică că foarte puțin se mai vine cu Biblia la biserică, vin doar predicatorii, dar în general ne uităm să vedem cum apar textele. M-am bucurat ieri să văd atât de multe Biblii și în această seară văd că încă mai sunt Biblii aici în adunare. După multă frământare și așa am simțit o mare provocare să fiu în această seară în fața dumneavoastră, am ales să citesc un cuvânt foarte cunoscut din Scripturi de fiecare dintre noi, și anume Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetul 11. El, Domnul Iisus, a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. După multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți viselul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Vă rog să vă reașezați. Recunosc că n-am știut exact ce presupune întâlnirea aceasta. De fapt, nici nu știu cum s-a întâmplat. Cred că în ultima sută de metri frații s-au gândit că ar fi bine să fiu și cu tinerii. S-au gândit și frații că sunt mai tânăr, mult mai tânăr. Și așa se face că am mai rămas cu o seară în plus, să zic așa, în Belgia. Plecăm doar mâine. Era programat să plecăm astăzi. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru încrederea pe care frații mi-au acordat-o. Și mă bucur și eu că ați venit într-un număr atât de frumos. Eu nu știam dacă vin mulți sau puțini, că nu știu exact cum este formatul acestei biserici. Am văzut că sunt foarte mulți frați, foarte mulți copii. Și spun din toată inima: Dumnezeu să vă binecuvinteze. M-am frământat pentru seara aceasta, o facem de fiecare dată. Noi toți predicatori avem problema aceasta. Și una dintre marile probleme a noastră este: de unde să predicăm? Și frații mereu ne întreabă cam despre ce te-ai gândit, despre cum. Și în multe situații nu știm ce trebuie să predicăm. Și asta s-ar putea să spuneți: cum, dumneavoastră care tot timpul sunteți la anvoane? Da. Eram la o evanghelizare undeva în județul Cluj cu mulți ani, cu mai mulți ani în urmă, cred că au trecut aproximativ 10 ani. Eram chemat la evanghelizare, se cânta ultima cântare sau ultimele două cântări și trebuia să mă ridic. Și am spus fratelui responsabil, care mă cunoșteam bine, era lângă mine, fratele era și presbiter, am zis: mă frate, am o problemă.
Nu știu ce să predic în seara asta. Și el s-a uitat la mine și a zis, frate, bunjor, dar v-am chemat de atâta vreme. Păi mă, m-ați chemat, dar nu pot să... Și a zis, dar ce aveți pe inimă? Zic că am două texte. Am două texte și nu mă pot decide. Acum, din amândouă nu pot predica. Pe amândouă nu le pot citi. Și fratele a zis, spuneți-mi-le. Unul dintre ele era Fapte, capitolul 17. Și am zis, i-am zis textul celălalt și am zis Fapte 17. Și a zis, frate, eu am pe inimă să predicați Fapte 17. Am predicat în seara aceea din Fapte 17, la o seară de evanghelizare, fără să știu că în biserică, nici eu, nici el, era o tânără cu numele Damaris. Părinții ei erau undeva prin Spania, ea nu prea mergea la biserică, avea vreo 18-19 ani, întrerupse mersul la biserică și acum părinții ca și părinți au sunat-o și au zis, avem evanghelizare în sat, fă cumva și du-te și tu la evanghelizare. Și ei au zis așa, mă duc la evanghelizare, dacă într-o singură seară se citește numele meu din Biblie, eu mă pocăiesc. Și am citit acolo în Biblie, dacă veți citi în Faptele Apostolilor, la capitolul 17, că totuși niște persoane mai puține și o femeie numită Damaris a crezut și l-a primit pe Domnul. Și când am făcut chemarea în față, prima care a țâșnit de undeva dintre rânduri în lacrimi a fost Damaris. Au mai fost și alte persoane în seara aceea, vreo 5-6 care s-au predat la sat. Lucrul acesta nu este foarte practicat, să zic, să vină cineva în față. Au venit în față și ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu. La urmă s-a terminat biserica și un bărbat de vreo 65 de ani a rămas cumva printre rânduri, nu prea putea să se deplaseze și un frate ne-a făcut semn că vrea să ne rugăm pentru el. Ne-am dus, am dat mâna cu fratele, cu omul acela, era un om din sat și omul a zis, mă cheamă Bojor Vasile, îl chema ca și pe mine. Ne-a rugat pentru el și la botezul din anul acela, țin minte, toate persoanele acelea s-au botezat și Domnul a făcut o mare lucrare. Măriți să fie Domnul. Dar eu n-am avut nicio participare acolo, pentru că nici nu știu ce să predic. Eu nu știu despre ce să predic. Seara aceasta, Duhul Sfânt se prezentă aici. Mulțumesc că v-ați rugat unii pentru seara aceasta, sau poate toți. Mulțumesc că ați chemat prietenii voștri. Eu nu sunt un extraterestru, eu nu sunt un mare specialist, nici în a vorbi tinerilor, nici în a vorbi oamenilor, dar mă bazez pe Dumnezeu. Mă bazez pe Duhul lui Dumnezeu. Și dacă în această seară vor fi atinse inimi, nu este datorită nouă, este datorită lui Dumnezeu. Și din toată inima strig, slăvit să fie Domnul. Un tată avea doi fii. Și imaginați-vă pilda Domnului Iisus Hristos, într-o zi fiul cel mai tânăr a venit la tata și a zis, tată, aici la dumneavoastră în casă e prea multă rugăciune, e prea mult mers la biserică, e prea multă disciplină. Vreau să plec. Când eu eram adolescent și am spus mărturia mea, o parte din mărturia întoarcerii mele la Domnul, când a fost vineri seara la biserica respectivă, nici eu n-am mers o perioadă la biserică. Nici eu nu l-am slujit pe Domnul. Și eu am fost un fiu pierdut. Am fost un fiu risipitor. Și când o surprindeam pe mama rugându-se, îi ziceam la mama, mamă, de ce plângi? De ce te rogi pentru noi? Până la urmă e decizia noastră. Și eu și frații mei ne vom duce în direcția în care vrem. Și mama se uita la mine și spunea, dragul mami, numai când vei ajunge mare, când te vei căsători și vei avea copii, vei înțelege lacrimile mele. Și Dumnezeu, dintre cei 9 copii, ne-a îngăduit să trecem și prin astfel de experiențe. Dar acum sunt întors la Domnul și strig din toată inima, măriți să fie Dumnezeul nostru. Măriți să fie Dumnezeul nostru. Tată, plec de acasă. O, dacă pleci, pleci. E o mare durere pentru orice părinte să știe că copiii lui pleacă de acasă. Noi ca și părinți ne dorim să ne vină copiii acasă, să ne fie aproape,
Părinții fac totul să fie, dacă se poate, în imediata lor apropiere copiii, la biserică împreună, să-i vezi împreună, să fie la masă împreună. Asta e dorința părinților. Și numai că pleci, numai că pleacă, Biblia spune, el i-a spus tatălui, dă-mi și partea de avere care mi se cuvine. Acum, aici sunt câțiva frați care sunt bărbați și care sunt părinți. Nu știu cum ar reacționa dumnealor dacă le s-ar pune problema în felul ăsta. Frate păstor, nu știu cum ai face. Eu spun cum aș face. I-aș spune să plece repede, să se grăbească, că e mai bine așa. Grăbește să pleci. Bine, dacă tot pleci, dar grăbește-te. Parcă nu-L înțeleg pe Dumnezeu și nu înțeleg nici pilda Domnului Iisus. Domnul Iisus spune, și Tatăl a împărțit averi. Acum să nu aveți impresia că i-o dat dulapuri în spate, i-o dat pungi cu bani, valori. Și ajungând undeva departe, că așa se întâmplă, uneori ai impresia că cu cât e mai departe, cu atât e mai bine. Cu cât mă duc mai departe de părinți, cu cât mă duc mai departe de cei dragi, cu cât sunt mai departe și nu sunt sub ochii lor, este cel mai bine. Aceasta este impresie. O impresie care nu peste multă vreme îți dai seama că e o mare dezamăgire. Și Biblia ne spune, s-a dus într-o țară depărtată și când ai bani și o duci bine, se spune la români, toată lumea e neam cu tine. Ai și prieteni. Imaginați-vă că intra într-un restaurant, el dădea toți de băut. Avea prieteni în jurul lui. Și cu siguranță, pungă după pungă, o risipi totul. Și să știți că este o vorbă din bătrân la români. Eu sper că dumneavoastră mă înțelegeți majoritatea destul de bine românește. Zice, de acolo de unde pui și numai ei, se termină. Noi imaginați-vă că într-o zi nu mai avut bani. Și au început să îi fie foame. O trecut probabil o zi, o trecut două. Și la un moment dat, au zis, bă, mai am o singură variantă. Ultima variantă e munca. Munca pe care nu prea au prestat-o, nu prea l-au avut cu lucru, că nu l-au pus nimeni la lucru. O fi bătut la ușă, o bătut la alta, la o poartă la alta, bună ziua, bună ziua. N-aveți ceva de lucru. Păi, să vedem cum arată palmele tale. Bă, dar prea ai mâini de muncitor. Era așa de domnișoară, nu? Ca și unii dintre noi care, mă rog, că doar la tastatură nu faci. Și acum mai ales că sunt astea cu simțul ăsta tactil, nici nu se... N-avem. N-aveți ce de... Dar ce știi să faci? Păi nu prea știu. Și în final cineva au zis, uite, am găsit ceva pentru tine. Băiete, dacă chiar vrei să lucri, te punem păzitor la porci. Știți cum arată porci? Știți toți? Nu de la desene animate, nu de la, așa, fizic. Probabil că nu. Și a zis că porcii sunt niște animale, nu sunt foarte confortabile să stai în apropierea lor. Nici să te culci în apropierea lor. Noi imaginați-vă că a fost trimis să păzească porci. În copilăria mea, în satul în care am crescut, era și turmă de porci. Venea un bărbat care avea familie mai mare, în sfârșit, mai mulți copii, avea o trompetă și din capătul satului sufla la trompetă și oamenii scoteau porci. Când eu vorbesc de aici, din pilda asta, imaginația mea este cum scotea la porci. Porcii mâncau niște roșcove. Am fost foarte interesat când m-am dus în Israel. Dom'le, să văd cum arată roșcovele. Am avut impresia că sunt niște poame, așa, niște prune. Ceva mi-a zis, dom'le, erau niște păstăi, așa, creșteau pe niște copaci. Zice, uite, astea sunt roșcovele. Se pare că el le scutura, se urca acolo și până veneau porci, cum era și, era și foamete, le mânca. Și Biblia spune, nu îi le dădea nimeni nici acelea. Dar ca să meargă acolo, versetul 15 care l-am citit și recitesc în această seară spune, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea. Și imaginați-vă, oameni buni, preobiți tineri, că din zona aceea,
din locul acela, a reușit într-o zi să se ridice și să se întoarcă la tatăl său. Aceasta e performanță. Perspectiva era să moară la porci, să moară departe lângă străin. Dar Biblia spune, s-a ridicat într-o zi, a luat decizia și a venit la tatăl său. Și mesajul pe care Domnul mi-a pus pe inimă să vi-l transmit în această seară este acesta. Dezlipit din brațele străinului și întors în brațele tatălui. Eu nu știu cui vorbesc în seara aceasta, dar știu că aici este prezent Duhul Sfânt. Eu știu că aici este prezent Dumnezeu. Eu nu știu câte brațe te-au încorsetat străine, nu știu. Nu știu cine ești, dar știu că aici este prezent Domnul și Dumnezeu cercetează toate inimile, slăvit să fie numele Lui. Și dacă o singură persoană în această seară se va dezlipi din brațele străinului și va veni în brațele Tatălui, în cer este bucurie. S-o merita să rămân și eu aici, să vă și rugați și să veniți într-un număr atât de mare și spun Dumnezeu să vă binecuvinteze. Asta e o performanță, oameni buni. Un om care s-a lipit, a lipi înseamnă a suda. El nu numai s-a dus acolo ca să slujească la porci, s-a lipit, a legat o relație, o relație de care te desparți foarte greu, o relație de care nu te desparți ușor. Și într-o zi s-a dezlipit din relația aceea și s-a întors la o altă relație, a venit în brațele tatălui. Cum e posibil așa ceva? Cum de-a reușit performanța aceasta? Cum a reușit tânărul nostru, fiul acesta risipitor, să se toarcă în brațele tatălui? În primul rând, uitându-mă la experiența lui, vreau să vă spun, tânărul acesta a reușit să vadă diferența. Când era acasă, totul era egal. Pentru el, dacă tata se bucură sau se supără, e tot una. Dacă mă duc la biserică sau nu, mi-e tot una. Dacă mă rog sau nu, mi-e tot una. Dacă îl slujesc pe Dumnezeu sau nu, mi-e tot, totul îi dădea egal. Pentru el nu era nicio problemă. Era așa un tip de om care nu avea nicio direcție, care nu avea nicio perspectivă și în jurul lui el era insensibil la toate. Dar ascultați-mă, când a ajuns lângă porcii străinului, a înțeles că între el și argații tatălui lui e o mare diferență. Și o argații tatălui meu au belșug de pâine. Eu mor de foame aici. Când era acasă, probabil că argații tatălui nu aveau nicio valoare. Probabil că în momentul acela pentru el nu însemna nimic. Acum a început să facă diferența. A făcut diferența între ceea ce era acasă și între ceea ce era astăzi. Oameni buni, iubiți tineri, mă rog din toată inima să vă cerceteze Duhul Sfânt împreună cu mine și să facem diferența. Să facem diferența. Pentru că trăim într-o lume în care oamenii, și nu numai tinerii, și oamenii, încearcă să trăiască o viață duplicitară. Cu aceeași minte gândesc lucruri păcătoase și lucruri sfinte. Cu aceeași ochi privesc la lucrurile sfinte și la cele păcătoase. Cu aceeași limbă vorbesc despre Dumnezeu și vorbesc și cuvinte păcătoase. În același trup vreau să aibă și sfințenie și vreau să aibă și pot să accepte și păcatul. Și în această seară vreau să spun încă o dată din toată inima, Dumnezeul nostru este sfânt. Dumnezeul nostru este sfânt. Dumnezeul nostru este sfânt, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu nu acceptă, oameni buni, această amestecătură de neprionire și păcat, această amestecătură de lume și dumnezeire. Nu acceptă Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să trăim doar pentru El. Și mă rog în această seară, Doamne, cercetează-ne. Orice amestecătură și orice amestecătură a lucrurilor păcătoase cu cele neprienite, a celor din lume cu lucrurile dumnezeiești, sunt o uriciune înaintea lui Dumnezeu. O uriciune. Oricine își permite să amestece răul cu binele, întunericul cu lumina, păcatul cu neprienirea, e o uriciune înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă crezi că nu știe nimeni, că nu vede nimeni, că nu cunoaște nimeni ce există în interiorul tău, în viața ta, în seara aceasta încă o dată spun, aici este prezent Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Duhul cercetează totul, mărit să fie numele Domnului. Un împărat și-o permis să facă o amestecătură. Și spune Biblia, în bucuria vinului și a sărbătorii lui, Daniel capitolul 5, și-a permis ca să dea un ordin. Și a spus, îmi aduc aminte că tatăl meu, Nebucadnețar, a adus vasele sfinte din casa Domnului
la noi în Babilon. Aduceți-le și puneți-le pe masă. Să bem vin și din vasele Domnului și din vasele din Babilon. Să facem o amestecătură de vase. Să amestecăm vasele sfinte cu vasele din Babilon. Să facem o amestecătură între ceea ce înseamnă Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu și ceea ce avem în Babilon. Și în timp ce făceau lucrul acesta, un cap de mână a scris pe tencuiala zidului. Împăratul s-a speriat. Genunchii au început să-i se bată de o altă, șoldurile să-i se desfacă, s-a îngălbenit la față, spune Biblia. Și când Daniel a venit să tălmăcească acea scriere, știți ce a tălmăcit? Ascultați-mă bine, eu vă predic și mă tem. I-a spus următoarele cuvinte: împărate, te-a cântărit Dumnezeu și te-a găsit ușor. Frații mei, dragi tineri, s-ar putea să ne cântărim noi unii pe alții și să avem impresia că suntem speciali, că suntem ceva, că suntem niște oameni cu performanță chiar în slujire. Dar îmi pun întrebarea, dacă mă cântărește Dumnezeu, dacă te cântărește Dumnezeu, cum mă găsește? Cum mă găsește Dumnezeu? S-ar putea să te găsească Dumnezeu ușor. S-ar putea să creezi o imagine, s-ar putea să creadă părinții tăi ceva despre tine, s-ar putea la biserică să se creadă ceva, s-ar putea în implicarea ta să demonstrezi ceva și să poți să maschezi și să ai puterea. Dar când te cântărește Dumnezeu, când ne cântărește Dumnezeu, Domnul vede realitatea. Și când vă predic, mă tem și vă spun la această seară și vă spun cu toată sinceritatea și cu frică de Domnul, dacă mă cântărește Dumnezeu, cum mă găsește? Cum te găsește Dumnezeu? Cum sunt vorbele tale? Cum este atitudinea ta? Cum este privirea ta? Cum este trăirea mea? Cum este? Și în această seară Domnul este prezent aici. Și Domnul vede totul, slăvit să fie numele Lui. Și mă rog, Doamne, dă-ne putere și biruință într-o lume în care oamenii încearcă ca să amestece păcatul cu neprihănirea, să amestece lucrurile, să le cosmetizeze într-o lume ca și aceasta, să ne prăbușim în fața Domnului, să recunoaștem neputința noastră și să facem diferența, pentru că Dumnezeu vrea să facem diferența. Lăudați să fie numele Lui. Și pentru aceasta, pentru că a amestecat lucrurile, pentru că Dumnezeu l-a găsit ușor, mesajul era numărat, cântărit și împărțit. De ceva vreme am predicat la o mormântare, la un tânăr de sub 30 de ani. A venit foarte mulți oameni acolo. Poate au fost 1500 de oameni. Curtea era plină. O localitate unde sunt foarte mulți frați. Am predicat ca la fiecare mormântare. Am predicat despre Domnul Iisus, despre mântuire. Dacă nu cunosc persoana care a plecat, chiar dacă e tânăr, nu vorbesc despre... Percepția mea a fost că a fost o mormântare frumoasă, frumoasă în sensul că s-a predicat Evanghelia. Când am ieșit în curte să plecăm spre cimitir, în aglomerația aceea, o persoană pe care nu o cunoșteam s-a apropiat de mine. Zice, tare bine ai predicat. Ce să zic, mulțumesc. Știi cum a murit tânărul? Nu știu, că n-am întrebat, n-am. Zice, a fost rupt de biat. Și a venit de undeva de la discotecă cu mașina, noaptea pe la ora 3, mai avea un alt tânăr de vreo 17 ani în mașină, ăla e la Târgu Mureș, la spital, într-o situație destul de grea, și ăsta, fiind biat, a făcut un accident și a murit. Foarte fain ai predicat. Mi s-a pus așa ca un nod în gât. Și la groapă, fratele păstor m-a pus tot pe mine să vorbesc. N-am mai putut să vorbesc. N-am spus nimic din ceea ce știam. Dar am rămas atât de șocat.
În seara aceasta Dumnezeu te cheamă să faci diferența. Diferența între ceea ce este sfânt și între ceea ce este păcătos. Între ceea ce este lume și între ceea ce înseamnă dumnezeire. Între ceea ce înseamnă întuneric și între ceea ce înseamnă lumină. Și mă rog ca Dumnezeu să te cerceteze. Dacă nu o facem, ascultați-mă bine. Maleahi, capitolul 3, ne spune cuvântul lui Dumnezeu următorul lucru. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel rău și dintre cel neprihănit, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și dintre cel ce nu slujește. Pentru că și Samson a crezut că se poate juca, că poate glumi, că poate amesteca întunericul cu lumina, păcatul cu neprihănirea, adevărul cu minciuna. Și chiar dacă era sub binecuvântarea lui Dumnezeu și ales de Dumnezeu, s-a jucat pe genunchi acelei femei stricate, glumind. Dacă voi fi așa, dacă voi fi legat așa, dacă voi fi așa. Și la existențele ei, Biblia spune și-o deschis inima. Și-o zis, eu nu-s ca ceilalți oameni. Eu nu-s ca ceilalți tineri. Eu nu-s ca ceilalți. Eu sunt special. Peste mine este numele Domnului. Eu sunt cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și binecuvântarea lui Dumnezeu mă urmărește. Și aceasta este într-un mod simbolic în ceea ce sunt juvițele de pe capul meu. Dar dacă ar fi tăiate, aș fi ca și alt om. Și au simțit că și-o deschis inima. Și Biblia spune, a dormit, s-a trezit. Și știți ce a spus? La strigătul filisterii sunt asupra ta? Îți aminte? Și s-a spus în mintea lui? Voi face ca și mai înainte. Dar știți unde era cheia și problema cea mai grea? Nu știa că Domnul se depărtase de la el. Și aceasta a făcut diferență. Când Domnul te părăsește, când Domnul nu te mai călăuzește, când Domnul nu mai este cu tine, totu-i. Un frate mai este în viață, are 80 de ani aproximativ. Îmi povestea cu ani în urmă. Spunea el, eram tânăr, și în zona noastră, în zona dumnealor, se făceau serbări de tineret. M-am dus și eu la o serbare din asta, erau foarte aglomerate, în case, nu erau biserici, biserici erau mici, în sfârșit. Erau foarte aglomerate. Și am ajuns ceva mai târziu și m-am oprit la ușă. Era așa un hol înainte de a intra. Dar ușa era deschisă, începuse slujba și în timp ce niște tineri cântau, au apărut trei băieți. Toți erau mai înalți decât mine, mai mari, aveau 20, 20 și ceva de ani. Și unul dintre ei a zis următorul lucru. Imediat, după ce se cântă cântările acestea, mai pune pe cineva la un îndemn și apoi mă pune pe mine. Și mă duc în față și în 5 minute pe toți îi fac praf. Fratele a zis, m-am tras așa deoparte, aveau vreo 16 ani, mă, că i-am auzit pe ăștia ce vorbesc, m-am speriat. Și spre surprinderea mea, așa au fost. S-au cântat ceva cântări, au mai dat ceva un îndemn și primul l-a anunțat pe ăsta de lângă ușă. Și s-au dus la amvon. Deci, fraților, în câteva minute, toată biserica era în hohote. Toată biserica plângea. Au trecut anii, frații l-au promovat. A fost un slujitor, în final a ajuns un păstor. Aproape de fiecare dată când se ridica la amvon, pe toți îi făcea praf. Și se sales de el? Și o spun cu durere. Și o spun pentru că știu ce vorbesc. S-a ales praful. Și pot da detalii, dacă este cazul. De ce? Pentru că nu putem uneori să facem diferența.
2. S-a smuls din brațele străinului și a venit în brațele tatălui în al doilea rând, pentru că a reușit să depășească nivelul declarativ. Imaginați-vă că acolo undeva lângă porcii tatălui, lângă porcii străinului, a luat o decizie și a spus: mă voi duce la tatăl meu și voi zice și voi face. Și dacă asta era doar o declarație și rămânea la nivel de declarație, murea lângă porcii străinului. Oameni buni, declarațiile frumoase și doar cuvintele frumoase nu-L mulțumesc pe Dumnezeu. Slujbele noastre frumoase, eu știu, programele noastre extraordinare, nu-L mulțumesc pe Dumnezeu, nu sunt suficient. Dumnezeul nostru se uită la inimă. Slăvit să fie numele Lui. Slăvit să fie numele Lui. Domnul se uită la inimă. El în seara aceasta te privește la inimă. El vede inima ta. El vede viața ta. El vede interiorul tău. Dumnezeu vrea mai mult decât o declarație. Nu-i mulțumesc. În Luca capitolul 9, versetul 57, Biblia spune: cineva a strigat din mulțime: te voi urma oriunde vei merge. Și Domnul s-a uitat la el și a spus: omule, vulpile au vizuit, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și pleca capul. Pentru că Domnul privea la inima lui, pentru că Domnul privea în interiorul lui. Când Samuel a intrat în casa lui Isai, nici nu s-a pus problema ca David să fie în calcule, că așa suntem noi. Noi avem calculele noastre, avem percepția noastră, avem gândirea noastră, avem evaluările noastre. Nici măcar nu l-au chemat să fie la sărbătoare. Și când l-au văzut pe primul, au zis: negreșit, ăsta e alesul lui Dumnezeu. Și profetul greșea. Și Domnul a zis: e greșit. Nu te uita cum arată, cât e de frumos, cât e de înalt, cât e de tânăr, pentru că omul se uită la ce izbesc ochii. Dumnezeu se uită la inimă. Slăvit să fie numele Lui. Slăvit să fie numele Lui. În seara aceasta Domnul privește la inima ta. La inima ta, la inima ta. Poate vii și cânti în față în biserică, poate faci o altă slujbă. Probabil ești implicat în ceva. Dumnezeu se uită la inimă. Da, nivelul declarativ, expresiile frumoase, cântările frumoase, slujbele frumoase, spuneam. Nu-L mulțumesc pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea mai mult. De aceea ne spune Biblia: fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Asta vrea Dumnezeu. Să-i dai inima. Dacă nu-i dai inima, de fapt nu-i dai nimic. Dacă nu ți-ai pus inima pe masă, dacă nu ți-ai pus inima înaintea lui Dumnezeu, dacă n-ai dăruit inima lui Dumnezeu în totalitate, de fapt nu-i dai nimic. Totul înseamnă spoială, totul înseamnă formă, totul înseamnă suprafață, totul înseamnă cosmetizare. De aceea parcă se plângea Dumnezeu în Isaia capitolul 29, versetul 13, și vorbea Domnul despre poporul său și este destul de valabil pentru noi. Domnul zice: când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele. Suntem în stare să facem programe cum n-am mai făcut niciodată, nu la dumneavoastră, la noi. Să facem slujbe cum n-am mai făcut niciodată, să facem întâlniri cum n-am mai făcut niciodată, să avem specialiști, profesioniști în ale cântărilor, în ale predicării, în ce vreți dumneavoastră, cum n-am mai avut niciodată. Și spune Domnul: mă cinstește cu gura și cu buzele, dar cu inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Și a schimbat și a depășit nivelul declarativ. Nu faceți doar declarații frumoase lui Dumnezeu. Nu îi spuneți doar cuvinte frumoase lui Dumnezeu. Domnul vrea să dăruiți inima. Domnul vrea să depășiți nivelul declarativ. Și mă rog în această seară Duhul Sfânt să te cerceteze. Dacă ai promis de atâtea ori lui Dumnezeu că te vei ridica, că vei face, că vei drege, că te vei implica, fie seara aceasta când să depășești nivelul declarativ, fie seara aceasta când Duhul Sfânt să te cerceteze, să-ți dea Domnul putere și să-ți dea biruință. Și noi spunem din toată inima: măriți să fie Domnul. S-a dezlipit din brațele străinului și a venit în brațele tatălui. În al treilea rând, că și-a schimbat modul de percepție. Vă aduceți aminte cum s-a adresat tatălui înainte să plece? Dă-mi partea de avere. Care? Care? Știți de ce, dragi tineri? Pentru că nouă totul ni se cuvine.
totul. Asta e percepția noastră. Percepția lui era că totul îi se cuvine. Să fim sănătoși, ni se cuvine, când alții sunt bolnavi. Chiar la vârsta voastră. Când alții au cancer, boli incurabile, alții sunt implicați în accidente, în nenorociri. Să fim sănătoși, ni se cuvine. Să fim abili, ni se cuvine. Când alții sunt ca niște legume, alții îi rănesc, alții îi poartă, alții îi ajută, depinde alții. Să avem capacitate să învățăm, să ținem minte, ni se cuvine. Să ne întoarcem acasă sănătoși, ni se cuvine. Să avem părinții care să ne ofere cât mai mult, ni se cuvine. Și toate parcă ni se cuvin. Sunt normale. Sunt atât de normale în viața noastră. În copilăria noastră noi n-am avut aceste posibilități care le aveți voi. Eu nu vă invidiez. Nu vă invidiez. Pentru că în egală măsură aveți alte provocări. Provocări pe care noi nu le-am avut și am fost mult protejați. Pentru noi, sapa, furca, coasa erau bucuriile noastre. Când tata sau mama ne lăsa să mergem o oră la vale, era o apă care curgea pe lângă sătucul nostru ca să fugim de la strânsul fânului, să facem o baie o oră, era o mare binecuvântare. Ne bucuram de asta. Acum nu știu la ce strand trebuie să-i duci ca să spună, Doamne, totuși e ceva. E foarte diferit. Dar modul de percepție, când a ajuns în starea aceea, și l-a schimbat. Știți cum i s-a adresat tatălui? Mă voi duce la tata și voi spune, am păcătuit împotriva cerului, împotriva ta. Și nu mai sunt? Cum, nu ești tu cel vrednic? Nu! Nu ești tu cel care aveai dreptul? Nu mai am! Nu ești tu cel care? Nu! Nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. Vă dați seama, tânărul care avea totul, la toate avea dreptul, percepția lui era că toate îi se cuvin, de data aceasta el nu mai avea nimic, nu mai avea niciun merit. Primește-mă în șopru, primește-mă în șură, primește-mă în graș, că nu merit. Nu mai merit să fiu fiul tău. Dezmoștenește-mă, că dacă o faci, bine faci, ai dreptate, eu nu merit. Oameni buni, iubiți tineri, vreau să vă spun un lucru clar. Niciunul dintre noi nu merităm să fim ceea ce suntem. Niciunul dintre noi nu merităm să avem ceea ce avem. Dacă avem ceva, avem de la Dumnezeu. Dacă suntem ceva, suntem prin îndurarea lui Dumnezeu. Și împreună cu mine să spuneți, slăvit să fie Domnul. Daniel în rugăciunea lui din capitolul 9, din scrierea lui, a înțeles foarte bine lucrurile și a transmis acest mesaj. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Privind la binecuvântările pe care le-a dat Dumnezeu, privind la realitatea din viața noastră, privind la modul cum Dumnezeu a rânduit lucrurile, privind la sacrificiul părinților noștri, privind la modul cum Dumnezeu ne păzește și ne ocrotește. Oameni buni, dragii mei, tuturor dintre noi ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Pentru că noi toți am păcătuit, noi toți ne-am îndepărtat de Dumnezeu, noi toți într-un fel sau altul avem nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Și în această seară Domnul este prezent aici să se îndure de noi și spunem slăvit să fie numele Lui. Dar în această seară este seara când să vedem realitatea din viața noastră. Este seara când să ne coborâm în noi înșine. Este seara când să coborâm de pe orice fel de podium în interiorul nostru. Să spunem, Doamne, Tu cunoști trăirea mea. Fratele păstor care predică nu o cunoaște. Nu știe nici mama, nu știe nici tata, nu știe nici comitetul. Tu știi frământările mele și tu știi eșecurile mele. Tu știi durerile mele și tu știi neputințele mele spirituale. Și Domnul este Cel care are milă. Mărit să fie numele Lui. Dar este nevoie în această seară să recunoști realitatea.
Este nevoie în această seară să te cobori acolo. Nu este simplu să o faci. Știu și spuneam, mereu vrem să mascăm, mereu vrem să ne dăm de alții, mereu vrem să afișăm altceva decât ceea ce suntem. Dar ascultați-mă, realitatea este asta. Realitatea este aceasta. Noi nu avem merite. Noi nu suntem vrednici și nimeni nu este vrednic. Vrednicia noastră este prin Domnul Iisus Hristos. Vrednicia noastră este prin jertfa de la Golgota. Vrednicia noastră este prin sângele care aduce iertare și eliberare. Și strigăm în această seară, mărit să fie Domnul. Mărit să fie Domnul. De aceea, în seara aceasta, mă rog ca Domnul să ne învrednicească pe fiecare. Vrem să ne apropiem de Domnul. Vrem să fim mai pocăiți. Vrem să fim mai sfinți. Vrem să fim oameni schimbați. Aceasta numai prin îndurarea lui Dumnezeu. Să ne învrednicească Domnul, să înțelegem asta. Să ne putem ridica din orice stare și să putem porni la drum. Vrem să spunem, n-avem nicio vrednicie. Percepția când a plecat de acasă era, spuneam, că totul îi se cuvine, că totul merită. Când s-a întors, n-am niciun merit. N-am niciun merit. S-a dezlipit din brațele străinului și s-a întors în brațele tatălui, în al patrulea rând. Pentru că s-a întors să refacă relația de unde a întrerupt-o. Știți cum a spus în sinea lui? Mă voi întoarce? La cine? Spuneți, tată. La tată. Apropo, fraților, frate păstor, oare ce făcea tata când el își făcea bagajele? Oare când trântea ușile și era așa pe cai mari și pleca de acasă? Oare ce făcea tata? Cu siguranță, imaginea, expresia feței tatălui i-a rămas în minte. Și a spus, dacă am jignit pe cineva când am plecat de acasă, cum am plecat, l-am jignit pe tată. Dacă trebuie să refac relația cu cineva, trebuie să o refac pe tată. Când ai apăsat butonul greșit, l-ai jignit pe tată. Când ai privit imaginea păcătoasă, de care numai tu știi, l-ai supărat pe tată. Când ai avut atitudinea care n-ar fi trebuit să o ai și poate ai umblat la lucruri străine, a știut tată. Am mai spus aceasta, nu știu, sâmbătă seara, la o zi de rugăciune la noi la biserică, Duhul Sfânt a strigat. Și a zis, tânărule, care a intrat în adunare cu lucruri străine în buzunar, așa-ți vorbește Domnul. Când am auzit lucrarea aceea, m-am speriat. Am văzut, dar în adunare? Și când s-a terminat rugăciunea, un tânăr, deși erau aproximativ 1000 de oameni la noi în adunare, a țâșnit dintre rânduri și a venit în față plângând. Și a spus, tânărul acela, cu lucruri străine în buzunar, sunt eu. Rugați-vă pentru mine, ca Domnul să mă elibereze. Dacă ai umblat la lucruri străine și dacă te-ai ocupat de lucruri străine, te-a văzut tata. Tata a fost acolo. Când tu ai derapat, când tu ai căzut, când tu te-ai despărțit de Dumnezeu, când tu ți-ai călcat legământul, când tu te-ai jucat cu binecuvântare, a văzut tata. Și acum înțeles, mă duc să refac relația cu tata. Dacă mă duc, trebuie să mă duc la tata. Dacă am jignit pe ceva, l-am jignit pe tata. Dacă trebuie să privesc pe ceva în față, trebuie să-l privesc pe tata. Nu știa cum va acționa tata. Nu știa dacă între animale îl va culca, dacă între argați, nu știa. Dar a rămas surprins de atitudinea tatălui. Tata s-a dus cu ceva vreme înainte la unul care făcea pantofi. Și-a zis, domnule pantofar, fă-mă o pereche de încălțăminte. Sigur că da, dați-mi măsură.
Nu, nu trebuie să mă măsor pe mine. Știu măsura. Îl aștept pe unul care trebuie să vină pentru el. Fă-mi o încălțăminte cea mai bună. S-a dus tata într-o zi la un bijutier și a zis, fă-mi un inel. Dați-mi degetul inelar. Nu, nu-i pentru mine. Aștept pe unul să vină. Știu măsura. S-a dus tata la un croitor și a spus, fă-mi haina cea mai bună. Sigur, veniți să vă măsor. Nu-i pentru mine. O pregătesc pentru unul care într-o zi se va întoarce. Îi știu măsura. Știa tata și ce măsură are la haină și cum e degetul inelar și cum e încălțămintea în picioare. Într-o zi tata s-a dus printre grajduri și a zis unuia dintre slugi, vițelul acela, pune-l deoparte. Dați-i bine să mănânce. Că în familia mea, în casa mea, va veni o zi de sărbătoare. Acum e zi de durere, acum e zi de plâns, acum e zi de și nopți de dormite, acum e așteptare, acum e neliniște. Dar va veni o zi a binecuvântării. Că așa e tata. Mă filmați? Asta nu-i cel mai bine. Noi avem 9 copii. Și toți mergeam la adunare. Așa e normal, frate păstor, să mergi copiii la adunare, nu? Numai că unul dintre ei era mai mult pe la stație, pe acolo, pe la... Sunt aici la stație, nu aveți și voi? Bine ai făcut. Eu am un defect profesional. Mă uit în adunare. Văd cine se roagă, cine nu se roagă. Mă uit când se mai joacă cu telefoanele. Văd multe. Și l-am văzut pe băiatul nostru care... Era așa, la liceu deja. El nu prea cânta când cânta biserica. El nu prea se ruga când se ruga biserica. El nu se bucura niciodată. El era în lumea lui. Dar era cu noi. Era adunare. Și într-o zi m-am dus în camera lui. Stat de vorbă cu el. Și am zis, dragul tati, îți nemulțumit. Și eu și mami de tine. Nu-mi place că nu te rogi, nu-mi place că nu cânți, nu-mi place că te văd așa în biserică cum te văd. S-a ridicat în picioare, era mai înalt decât mine, așa cum ai fi tu, poate ești mai înalt. Și-o zis, tati, te iubesc și pe dumneata și pe mami. Vă apreciez foarte mult, dar vreau să știu un lucru. Credința dumitale nu o împărtășesc și n-am să mă pocăiesc niciodată. Am avut impresia că tavanul vine pe mine. M-am prins de față, nu știam dacă sunt casa mea sau nu. Am zis, băi, eu sunt un tip vulcanic, și mă ajută Domnul să mă stăpânesc uneori, uneori reacționez. Atunci m-am stăpânit și am zis, e alegerea ta, dar eu și mami, atâta postim și ne rugăm până Dumnezeu va ieși în drumul tău. Au fost ceva luni de post, de rugăciune și biserica pe care o slujim într-o mare seară, nu era o seară specială, a venit o persoană trimisă de Domnul și a spus, bărbatule care te-am pus în fruntea acestei biserici,
Așa se vorbește Domnul. În scurtă vreme, am să mă ating de o draslă de parte bărbătească din casa ta. Lucrul acesta îți va produce bucurie și biserica aceasta va vedea lucrarea mea. Pentru mine și pentru soția mea a fost o seară specială, i-am mulțumit lui Dumnezeu. Au mai trecut câteva luni de plâns, de durere, de neliniște. Nu s-a întâmplat peste noapte. Ca la următoarea întâlnire de stăruință din biserica noastră, să chem ceva frați din țară, cum obișnuim, i-am culcat la noi într-o seară pe doi dintre ei. Am făcut o rugăciune în familie și Domnul s-a ocupat de el în mod special. L-a chemat pe unul dintre frați, am aflat a doua zi, până la 3 sau 4 dimineața s-a mărturisit, a plâns și a fost noaptea în care Dumnezeu l-a cercetat. A doua seară la stăruință, nu l-am văzut în biserică și la un moment dat când stăruitorii au venit în față, vreo 30, undeva pe margine, l-am văzut că se roagă cu mâinile sus. Soția mea care stătea în partea asta la cor, i-am făcut semn și am zis să ne rugăm. În seara aceea Domnul a botezat cu Duhul Sfânt. Dumnezeu i-a schimbat viața. Acum este un alt om, este căsătorit, are familie, este un om în societate, implicat în biserică. Cine face asta? Dumnezeu. Oare câți părinți sunt în spatele vostru care plâng? Oare câți părinți sunt în spatele vostru care nu dorm noaptea? Oare câte mame își urdă pernile cu lacrimi în vremea aceasta pentru unii dintre voi? Ascultați-mă! Tata ieșea, cred că, în fiecare zi și își punea mâna așa streșină. Oare nu cumva e astăzi? Oare nu cumva e astăzi? Și într-o zi l-a văzut de departe. L-a cunoscut după fizionomie, știa după mers. Nu putea să-l confunde, nu putea să fie confundat, era a lui. Tata nu mai avut răbdare, deși avea o anumită vârstă. Spune Biblia, a alergat tata. A ajuns lângă el, ăsta mirosea porci. Ăsta mirosea duhnea, a nespălat. Era cu hainele zdrențuite, probabil murdare. Și când l-a văzut pe tata, tata nu a mai stat, a căzut pe curbazul lui și Biblia spune, și l-a sărutat mult. Eu probabil nici m-ar fi apropiat de el, eu probabil nici măcar n-aș fi avut puterea să fie în apropierea mea, dar era tata. Într-o iarnă, după o seară de evanghelizare, la noi în sat, locuiam la Bistrița, la 12 km. O iarnă cu o ceață foarte mare, poate erau minus 15 grade afară. După ce am stat cu frații la masă, ne-am luat la povești, s-au apropiat de miezul nopții. Pe vremea aceea nu era niciun bec în satul nostru, era imediat după așa zisa Revoluție. Plecând spre Bistrița, în capătul satului, în zona în care am crescut eu, am avut impresia că în drum, la ora aceea, îi cineva, o negreață. Mă, nu se poate să fie ceva în drum la ora asta. Am trecut cu grijă de negreața aceea, era polei, era frig, minus 15 grade, poate mai jos era. Am întors undeva pe un pod a unei case și am proiectat negreața aceea cu farurile. M-am dat jos din mașină, și într-adevăr o femeie s-a ridicat din drum și a venit înspre mine. Și am zis, ce faceți la ora asta în drum? Puteam să vă cal, să vă omor, să mă duc în pușcărie, aveam, nu știu, 5-6 copii mici. Ce căutați la ora asta în drum? Și femeia aceea, după ce m-a recunoscut, a zis, Domnul Vasile, Ion. Ion era un bărbat de vreo 30 de ani, singurul ei fiu. Ion s-a îmbătat.
Și-o căzut aici în drum. E frigul ăsta mare. L-am prins, m-am zbătut să ridic, n-am putut. Am căzut cu el de câteva ori. Nu a venit nimeni să mă ajute. Știți ce m-a hotărât domnul Vasile? Să mă culc pe el, să-l întorc pe o parte, să-l întorc pe alta, să-l încălzesc. Dacă vine o mașină să-l calce, cum sunteți dumneavoastră, mai bine să le calce pe amândoi. Dacă îngheață până mâine dimineață, mai bine să înghețăm amândoi. N-am pe nimeni lumea asta, numai pe el. Și așa era. Pentru mine, Ion era ultimul bețiv din sat. Pentru ea. Știți ce era Ion? Singurul ei fiu. Cuvintele ei mi-au îmbuiat inima. Am întors mașina cu grijă, l-am urcat pe Ion ăsta, l-am aruncat în spate, efectiv. Ducnea băutură. I-am urcat și i-am dus unde stăteau într-un fost graj al CAP-ului. Și mergând spre Bistrița, noaptea aceea neagră, în mintea mea auzeam vocea femeii. Domnul Vasile, dacă îngheață până mâine de dimineață, să înghețăm amândoi. Dacă îl calc o mașină, să ne calce pe amândoi. Și am plâns și am zis, Doamne, mai mult decât femeia aceasta, pe fiul ei, m-a iubit Hristos pe mine. Slăvit să fie numele Lui. Eu eram condamnat la moarte cu o lume întreagă. Și Hristos n-a venit să moară împreună cu mine, a venit să moară în locul meu, ca eu să fiu liber, ca eu să fiu copil al lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Tata este prezent în adunare în seara aceasta. Tata este gata să cadă pe umărul tău. Tata este gata să te îmbrățișeze în această seară. Tata este gata în această seară să te ierte. Și casa lui Tatălui, în cerul lui Dumnezeu, să fie mare bucurie pentru singur păcătos care se întoarce. Pentru că Tata a spus, aduceți repede haina cea bună, aduceți încălțămintea și puneți-o în picioare, aduceți inelul, puneți-l în deget și sacrificați vițelul care este îngrășat. Că acest fiul meu a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Și Biblia spune și au început să se veselească. În locul plânsului, în locul bucuriei, în locul durerii, în locul apăsării, a venit o zi a bucuriei. A fost o zi a binecuvântării, a fost o zi a rugăciunilor ascultate, a fost o zi a întoarcerii. Lăudați să fie Domnul! Seara aceasta Tata este prezent aici. Tata este prezent în adunare. Iisus Hristos este lângă tine în această seară. Slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să vă ridicați, simt să facem lucrul acesta. Ar vrea în momentele acestea să ne aplecăm în interiorul nostru. Nu știu cât de parte te-ai depărtat de Dumnezeu. Nu știu nici măcar cum cu ei am vorbit în seara aceasta. N-a fost textul pe care neapărat am vrut să-l predic, dar am simțit din partea Domnului că este momentul acesta, că trebuie să mă duc în direcția aceasta. Hristos Domnul este lângă tine în această seară. Tu te-ai depărtat și probabil sunt brațele străinului care te-au încorsetat. Nu știu, ale poftelor, ale vicilor, ale pornografiei, ale unor stări de neputință spirituală. Tu te cunoști în seara aceasta. Vreau să spun, seara aceasta este seara ta. Seara aceasta este seara îndurării. Seara aceasta este seara harului. Aici este Domnul care bate la ușa inimii tale. Tu să fii gata să o deschizi. Și mă rog Dumnezeu să-ți dea putere, să-ți dea biruință, să-ți dea harul sfânt. Aici sunt tineri care se roagă pentru cei care s-au depărtat de la harul lui Dumnezeu. Aici sunt tineri care au postit în zilele acestea. Aici sunt tineri care strigă către Dumnezeu pentru semenii lor, pentru cei care sunt poate fii risipitori și care unii dintre ei sunt aici în seara aceasta. Fie seara aceasta seara întoarcerii, fie seara aceasta seara eliberării, fie seara aceasta seara biruinței. De ce să pleci cu viciile tale? De ce să continui să stai la porci când poți să vii și să stai lângă Tata? Când să ai bucuria mântuirii, când Tata să te reprimească în seara aceasta, să pleci din locul acesta cu legăturile străine rupte, să pleci din locul acesta un om schimbat, un om transformat, că Hristos are toată puterea. Slăviți să fie numele Lui. Este seara vindecării sufletelor. Este seara eliberării. Aici sunt frații păstori, aici sunt frații slujitori. Vrem să ne rugăm pentru tine în seara aceasta. Vrem să ne rugăm pentru voi în această seară. Vrem să ne rugăm pentru fiii risipitori în această seară. Pentru cei care s-au depărtat de la harul lui Dumnezeu. Unii dintre ei poate au făcut un legământ cu Domnul și l-au călcat în picioare. Vrea Domnul să-i primească în seara aceasta. Vrea Domnul care are milă să ridice
seara aceasta. Vrea Domnul să ne facă legăturile străine care au fost rupte și să le refacă cu Dumnezeu legăturile adevărate. Și Domnul să dea putere în această seară. Vrea Domnul să te ridici în această seară în capul oaselor. Te vrea Dumnezeu pentru cer. Te vrea Dumnezeu pentru slujire. A pus Dumnezeu în tine un talent sau mai mulți talanți. Tu ești pentru cer, tu ești pentru Dumnezeu, tu ești pentru părăția Lui. Și seara aceasta Duhul Sfânt este prezent în adunare. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! De aceea în seara aceasta, oricine fi, fiul risipitor, fiică risipitoare, de afară sau din casă, tu care te-ai depărtat de la Harul lui Dumnezeu, vreau să mă rog pentru tine împreună cu frații slujitori. Nu cred în spectacole creștine, dar cred în puterea lui Dumnezeu. Dar cred în vindecarea pe care o dă Tata. Dar cred în îmbrățișarea aceea pe care o face Dumnezeu în această seară. Oricât ai fi de jos, spunea psalmistul în psalmul 40, eram acolo în groapa pieirii, în fundul mocirlii, eram undeva într-un loc în care nu se putea ajunge. A întins Dumnezeu mâna spre mine, m-a cuprins Dumnezeu, m-a ridicat de acolo, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a pus în gură o cântare nouă. Fie seara când Domnul să te ridice, seara când Domnul să te vindece, seara când Domnul să te elibereze, seara când Domnul să-ți dea putere și biruință, lăudați să fie numele Lui. De aceea te chem în această seară și te chem din toată inima mea, pentru că știu că te-a adus Duhul Sfânt aici. Poate te-a chemat cineva și a răspuns acestei chemări. De ce să pleci în această seară în povara ta? De ce să pleci în apăsarea ta? De ce să pleci la porci la care ai fost în perioada trecută? De ce să pleci cu viciile tale când Domnul este aici să te ierte, să te elibereze, să fie bucurie în cer, să fie poate bucurie în familia ta, să fie poate bucurie în mijlocul părinților tăi, să fie poate bucurie în această seară chiar în adunare, pentru că tu te întorci acasă, pentru că este seara durerii, pentru că este seara prezenței, pentru că este seara harului. Mărit să fie Domnul! Vrem să ne rugăm în această seară și vrem să stăm înaintea Domnului cu rugăciune, dar înainte de aceasta încă o dată spun, calcă pe rușine seara aceasta, calcă pe șoapta străină, calcă pe orice șoaptă care probabil spune nu trebuie să o faci. Nu te iartă Dumnezeu. Ai căzut prea jos. Te-ai dus prea departe. Nu mai merită. Întoarce-te în seara aceasta. Întoarce-te că e seara ta. Întoarce-te că e seara îndurării. Întoarce-te că e seara biruinței. Îi chem pe frații tineri să vină aici în față care au cântat și haideți să cântăm o cântare. Haideți să ne unim la cântarea aceasta și apoi în timpul cântării, dacă simți, vino aici în față. Ne vom ruga. Fii în seara aceasta gata să vii înaintea lui Dumnezeu. Nu te chem la o religie, nici la o biserică. Te chemăm la Iisus Hristos, Cel care a murit pentru tine, Cel care a suferit în locul tău, Cel care te poate ridica în seara aceasta, Cel care te poate elibera în această seară. Pornește din starea în care ești. Ridică-te din starea în care ești. Ridică-te de acolo de unde ai căzut. Tu știi de unde ai căzut. Tu știi cât de departe ai căzut. Tu știi cât de jos te-ai coborât. Tu știi cât de multe lucruri ai făcut și Dumnezeu le-a văzut. Tu știi foarte bine. Este seara ridicării tale. Este seara biruinței tale. Este seara eliberării tale. Oricine ai fi, bărbat sau femeie, tânăr sau tânără, eu nu știu cine ești în seara aceasta. Hristos vrea să te ridice și Hristos vrea să-ți dea putere. Lăudați să fie numele Lui. Noi nu avem nicio putere, nici eu, nici frații slujitori, dar Cel care are puterea este Iisus Hristos. Glorificat să fie numele Lui. Glorificat să fie numele Lui. Să te ridici în seara aceasta, să te întorci la Tata, să simți dragostea Lui și să vii la pocăința adevărată, pentru că Domnul îți dă un viitor și o nădejde. Lăudați să fie Domnul! Haideți să cântăm! Cântăm o cântare și în timpul acesta, dacă simți, vino aici în față. Prăbușește-te în fața Domnului. Va veni fratele păstor, fratele Dorin, frații păstori, se vor ruga pentru tine, ne vom ruga pentru tine și Domnul care este aici te poate elibera. Domnul care este aici te poate transforma. Domnul care este aici te poate ridica. Domnul care este aici poate să-ți dea putere și biruință. Și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul.